Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Comuniștilor, domnul Vladimir Voronin. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, stimați telespectatori, stimați Gheorghe Gunță. Eu mă așteptat special, mă dau să ieși la alt canal de televiziune. Am avut multe solicitări, dar am dat curs de ieși la ora. Chiar mă întreba lumea, chiar și ieri, în sala cu orgă. Unde ați dispărut? Domnul Voronin, de ce nu mă vedem? Nu-i Gonța, nu mă duc pe aici și nu-a venit Gheorghe Gonță. Să nu vorbesc de altă Gonță. Da. Ea este. Da, așa este, da. Mulțumesc, domn președinte, pentru faptul că ați acceptat invitația noastră, dar eu vreau să încep emisiunea să vă întreb dacă astăzi ați fost cumva la Parlament, pentru că azi a fost acolo zi mai încordată, a fost alertă cu bombă și a fost evacuat personalul Parlamentului. Da. Eu nu sunt așa de păcătos că să fiu în Parlament în momentul când spun bombe. A fost alert fals. Tot așa, e bine, așa, a fost alert fals. Eu cunosc, da. Da. Așa care au păcate, așa trebuie să merea sub bombe. Eu cu șoc azi. Așa care sunt la guvernare, lor le trebuie să răspundă. Poate și o postă, că vedeți că la dășul ratingul e distrus, e sub nivelul minus. Și ei acum se invitează înainte de alegeri și vrei, inclusiv și bombe și Doamne ferește. Dintr-o parte, se pare că e glumă, dar din altă parte e serios. Așa, să stai sala la televizorul e bună, dar când spune cineva că în jurul tău poate fi expoziție, cu tot altă treabă. Da, nu e frumoasă chestia aceasta, dar acum cine știe și poate fi mai departe. Și cu bombe și cu altceva. Sperăm că o să fie bine că ați pomenit de parlamentari, de alegeri. Domnul președinte, dumneavoastră s-a înțeles de ce noi avem alegeri în februarie? De ce PD-ul a decis în februarie? Noi, dacă ne aducem aminte istoria anului 2001, comuniștii au venit, în primul rând, pe fundalul nemulțumirii populației de ceea ce se întâmpla în țară, dar și mai ales după o iarnă foarte grea, cu facturi și așa mai departe, oamenii nervoși au ieșit la vot. Și se pare că în acest caz cam tot așa ar putea să orienteze electoratul să voteze pentru cei care sunt împotriva guvernării. De ce PD-ul a riscat atât de tare să le bage alegerile la finalul februarie? În istoria multe ori se repetă. Când în serios, când în fars. Eu cred că așa că dumneavoastră vă amintiți de 2001, atunci alegerile au fost pe 26 ianuarie. Da. Februarie. Ianuarie. Da, e corect. Sau februarie. Februarie. Dar nu mai știu. Poate. Nu mai știu, v-ați pregătit de misiune. Eu așa, din exprompt. De ce PD-ul risca așa de tare? Conform Constituției, se încalcă nimic. Nu se încalcă nimic. Da. Eu n-am consultat cu ei această problemă. De ce? Da. Dar, din punct de vedere, poate de a se pregăti mai bine, de a termina anul mai bine, de a începe anul viitor mai bine. Poate acestea au fost pus în calcul când s-a luat așa decizie. Nu, eu n-am idee. Principalul că nu se încalcă Constituția și se încalcă legea despre alegerile parlamentare. Domnul președinte, dar Partidul Comuniștilor participă la aceste alegeri? Noi la care alegeri n-am participat începând cu 1994 încă. La toate alegerile participăm și locale și prezidențiale. Atunci când se alegea în direct a fost ales Lucescu și pe urmă la alegerile parlamentare, la toate alegerile o să participăm, obligatoriu. Participăm. Bloc electoral, cont propriu? Nu, niciodată n-am avut bloc cu nimeni. Nu suntem mari egoiști. Nu coincid la noi scopurile cu acei care astăzi la guvernare, cu acei care au fost, cu acei care sunt de dreapta, foarte mulți a să fie de data aceasta, dar și cu acei care astăzi se numesc de stânga, tot nu coincide nimic ca să fim împreună. Dar dumneavoastră ați decis pe în vreo circumscripții candidați?
Nu, n-am decis și încă nu s-a decis nimic. De fapt, în genere, noi numai ne apropiem de mecanismul acesta care trebuie să înceapă activă în timp apropiat. Acum, săptămâna viitoare, am să luăm niște decizii referitor la graficul de măsuri care trebuie să efectuate și consultația, ducem consultație pe problema candidaților pe lista partidului nostru. Conform statutul partidului, conform regulilor care au existat totdeauna, noi și acum tot așa să procedăm cu echipa noastră, la formarea echipei, având experiență deja de mai mult ani, de 20 de ani, de fapt, având experiența aceasta cu trădările acestea care au fost mai ales în ultimii ani, să ne gândim, eu cred că toți împreună și foarte serios. Dar și pe circumscripție veți avea candidați? Da, obligatoriu. Numai decât o să avem. Uh-huh. Dar o să așteptăm să vedem cine o să ne fie oponenții noștri. Iată socialiștii care sunt concurenții numărul 1 pe stânga. Deja au anunțat 5 candidați pe circumscripție. Eu, îmi pare mie că ei au dat false start la că se anunță și se înaintează candidații atunci când Comisia Electorală ia decizii de a forma cea circumscripție, dă start la campanie electorală. Noi avem astăzi numai hotărârea Parlamentului. Asta nu înseamnă că noi suntem în campanie electorală. Campania electorală se deschide cu 55 de zile înainte de data alegerilor. Ei deja de acum umblă cu candidații. Acolo nu-s băieți naivi, știi ce fac probabil. Nu, eu cunosc aceste reguli, ei se acoperă cu aceea că ei fac aceasta ca un fel de sondaj politic. Pronunță aceste familii ca oameni să le audă și dacă ceva, la momentul când ajunge să depună documentele la CEC, ei poate să zică, poate să numească alt candidat. Mie îmi pare că asta așa de acum. Să încearcă un sondaj mai concret decât acel care îl fac așa numiți sociologi moldovenești. Domnul președinte, scopul fiecărui partid este să dea jos puterea și tot așa. Da? Noi avem cine dă jos. Dar cine pune sus, vorba poetului, noi avem cine pune sus? Da, nu întotdeauna așa că se dă jos puterea. Puterea se înlătură atunci când nu este posibil ca ești de jos, cum spuneți dumneavoastră, eu, de exemplu, am în vedere că aceștia sunt alegătorii, nu mai pot răbda situația care s-a creat în societate, în țară, în jurul lor, în jurul fiecărui cetățean. Dar din ceea ce simțiți, oamenii mai pot răbda? Dar ești de sus, nu pot să amelioreze situația. Nu au capacități, nu au ceea ce trebuie să numește profesionalism și multe, multe alte calități ca să conduc cu țara. Și de ce partidele politice cred ele sau sunt convinse că dacă vor veni la guvernare, ele să facă și mai bine și mai mult. Noi întotdeauna ne-am bazat pe criterii anumite la formarea echipelor, când am câștigat alegerile cu majoritate constituțională. Noi suntem unicul partid care am avut majoritate constituțională. Noi de 4 ore am învins la alegeri, în acești 20 de ani, aproape la fiecare, numai la ultima alegeri nu am învins, dar cu majoritate. Nu constituțională, dar absolut. Da. Și noi când am creat echipa în 2001 și în 2005, consecvent, noi am creat-o din profesioniști. Dar nu pe toți de rând și numai decât să fie cu carnetul partidului, numai decât să fie. El trebuie să fie profesionist și lucreze pentru Republica Moldova. Pentru că partidul în limba greacă e o particic. Dar societatea e cu mult mai mare și mai pronunțată din toate punctele de vedere decât această particip. Particică a noastră, care se numește partid, unul sau altul. Nu numai partidul nostru, genere, toate partidele. Deci, dacă se ajunge la cei la guvernare, clar lucru că noi cunoaștem foarte bine cum trebuie să format echipa, noi cunoaștem foarte bine oamenii în Moldova, noi am mers peste multe greble,
Am primit-o și din colo, și din coașe, și din altă parte. Am să reieșim și din aceste greșeli, și din aceste probleme care le-am avut pe parcurs, inclusiv și cu acei care nu au făcut față activității, care ne-au trădat. Aceasta să fie pusă bază. Să dăm Dumnezeu că lumea să... Eu mă alt și mă gândesc. Să dăm Dumnezeu că lumea să înțeleagă că mai departe nu-i posibil așa de trăit. Mai departe este să vinzi tu votul pentru oricine și pentru oricine cu niște bani, cu niște produse, cu niște promisiuni goale. Asta e în zadar. Se pierde timpul. 4 ani de zile aceștia ultime puși în istoria Moldovei scris cu negru. Și nu numai acești 4 ani de zile. Toți 9 ani de zile, că acum sunt plini de când noi am plecat la guvernare. Dar dacă oamenii vor dori să mențină pe să aleagă din cei de pe dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstase, sunt alternative pentru Partidul Democrat în frunte cu Plahotniuc și Partidul domnului Leancă? Nu, mă puneți într-o situație foarte dificilă. Eu să fac reclamă aceste persoane, aceste care le-ați numit dumneavoastră. Trebuie să le faci antireclamă, dacă vedeți. Cum antireclamă? Să spun adevărul. Vă rog. Da, noi până acum toată societatea și, în primul rând, părinții își mușcă coatele cu această modalitate de a petrece examene de BAC, care au fost introduse de așa numită ministru a educației. Vedeți că ăștia care parcă scobară cu parașutul la guvernare, lor li tot una. El, principalul scutătorului ăsta, se numește ministru. Nu el se coincide cu denumirea de ministru și cu cerințele care se pun în fața unui ministru sau altui conducător la nivel de stat. Dar fotoliu. Și el crede că dacă a numerit acest fotoliu, și n-ar fi prim-ministru, vice-prim-ministru, ministru, etc., el crede odată de undeva din cer s-a coborât minte, capacități, profesioniști, să vedeți cum vi se înflă în piene. De data a doua zi el știe totul, el cunoaște totul, el e specialist în toate domeniile. Păi și aceștia care îmi strigă așa că îi vor și vor mult și vor tare, eu n-am nicio încredere, niciodată să n-am avut în ei încredere. Omul trebuie să treacă treptele renumite. Nu poți să le iei pe un om fără de antrenament, este să-i pui o greutate de 150 kg și să o ridici și stai cu pistoletul lângă dânsul. Zic, da, trebuie să-l împuși să-i dai pașcă, nu merge de el cu 150 kg. Așa și aici, și experiența au ei. Nu aici care să numi dumneavoastră. Și aia este, n-au nicio experiență. Dar așa ești care acum sunt la guvernare. Și au făcut în viață, și știu ei, și cunosc ei. Au venit, eu pus năcealne și acum am lăsat un în vedem. Și promisiuni. Fac declarații întotdeauna, în toată ziua. Voi, jurnaliștii, provocați. Și el trebuie să deschidă gură și spui ceva. Și dacă mai bine nu o deschide, spune prostii. Și, da, de fapt, nu se primește nimic. Trece timpul, trec ani. Și noi nu smergem înainte, dar ne-am întors iarăși înapoi, ați vă pomenit de 2001. Acum afară, adică în societate, în țară, e mai greu și mai urât decât a fost în 2001. Nici nu se discută. Ei spun că crește, nu și la dânsi crește, PIB-ul și mai departe, crește, nu și crește, dar la oameni în buzunar nu crește nimic. Nimic nu crește. Tot cresc prețurile, cresc tarifele, cresc tot ce și are nevoie, necesitate omul în fiecare zi. Noi avem o problemă aici. Mulți din ăștia care conduc acum sunt din Partidul Comuniștilor. Asta nu-i problemă. Păi, dacă trăim atât de prost din cauza actualei guvernări, ar însemna că pe CRM-ul ar avea o vină. Căci băieții ăștia vin de acolo, de la Partidul Comuniștilor. Păi, la noi nu au fost miniștri. Dar, în primul rând, între doilea, nu ține dintre aceștia care sunt miniștri. Bun, deputați, fost... trebuie să facă niște legi bune. A fost ministrul justiției, dar eu nu văd azi preteze față de doamna Iftodi. Eu nu văd, dar ceilalți nu au fost miniștri. Dar deputații trebuie să facă legi bune, dar deputații unii sau alte fracțiuni, asta nu este tot Parlamentul. Tot Parlamentul trebuie să aibă soveste, responsabilitate față de societate, de cei oameni care i-au adus în Parlament să facă legi bune, cum spui mă ta. Da. Așa e. Așa ar trebui să fie. Mă rog. Pomenezi despre faptul că ăștia de pe dreapta strică. Maia Sandu și Andrei Năstase n-au motive să protesteze, să organizeze proteste masive în Moldova? Toți avem motive. Toată lumea, toți cetățenii au motive să protesteze.
Aia ăștia numai care câștigă, care le au salarii, că nu mai câștigă. Salariul, într-adevăr, trebuie de câștigat. Poate spus, n-a dat rabote, zarpat. Dar e pe hârtie, ca ăștia care s-au cu nără, cu chestii de astea, ei ne fac nouă tarife, ne ridică nouă prețurile, ne fac nouă probleme și ei primesc pe lună sute de mii, pe lună, sute de mii de lei. Dar cel care muncește zi în noapte, stă cu 2.000, cu 3.000, soră medicală, asistentă la grădiniță, a vedeți că bucătarii nu se ajungă, trebuie să copii acolo să pregătească mâncare pentru alți copii. Da. Așa este cu 2.000. Dar toți trebuie să protesteze, puteva așa vezi. Altă treabă că la cultura acestor proteste este cu totul diferit. Dar ce ați avea să obiectați ultimelor proteste ale celor de pe dreapta, de exemplu? Proteste numai pentru a protesta, ca să consolideze partidul, ca să consolideze alegătorii, nu au niciun rost. Protestul trebuie să poarte, să aibă un scop. Pentru ce protestez și cu ce se termine aceste proteste. Dar noi am trecut, nu noi, noi am trecut și noi proteste. Dar și împotriva noastră, când eram la guvernare, au fost mai multe proteste și foarte puternice proteste, inclusiv și lovitură de stat. Tentative, spuneți-mi asta. Nu, eu socot că aceasta a fost lovitură. Tentative pentru că nu le-a reușit. Dar, în general, asta a fost lovitură de stat. Da, trebuie să vadă care sunt scopurile acestor proteste și să termine. Dar invalidarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase a fost motiv serios de protest? Nu, însuși invalidarea, chiar fără protest, nu a fost corect. Dacă s-a dovedit, dacă comisia electorală a lucrat, dacă rezultatul a fost la față, trebuie, cine n-ar fi? Eu nu numesc familie, nu numelizez familie. Oricine n-ar fi fost, trebuie să fie validat, nu numai de aceea că el poartă o familie sau altă. De aceea că dacă rezultatele au fost corecte, atunci cu ce ocazie n-a fost validat mandatul? Vedeți că aici nu este numai opinia mea personală. Eu n-am participat, noi n-am înaintat candidați, n-am participat, n-am vrut noi, nu că n-am vrut, dar nu a fost necesar noi să participăm la aceste competiții, care noi am știut din start. Noi, vedem, în politică dăm o leacă, ne percepem noi, comuniștii, în primul rând. Ce să faci, cum să faci, pentru ce să faci, cu ce să termini. Dar cei care au participat, ei au trebuit să gândească la lucrurile acestea. Mai mult atât, cei care au analizat rezultatele și nu numai concurența electorală, dar experții din altă parte, au spus că tot a fost în regulă și atunci trebuie de validat. Nu știu de ce a fost frică. Din potrivă, trebuie să se permite lui domnul acesta Năstase să înceapă activitatea de primar. Dar dumneavoastră, în anul 2007, când Dorin Chirtoacă a câștigat primăria Chișinău, v-ați gândit pentru o clipă sau vreun consilier v-a sfătuit că se poate din inventat ceva și să-i anulați mandatul? Dar nu numai cu 2007 și cu Dorin Chirtoacă, dar Dorin Chirtoacă sau primarul de Chișinău, da, e o figură poate mai vizibilă. Da, mai vașnică. Da, și primarii, diferiți primari de diferite localități, raioane, președinți de raioane, noi niciodată n-am spus că dacă a fost voința legătorului, dacă omul acesta cinstit a câștigat aceste legeri, de cu ce ocazie? Trebuie să exercite mandatul lui care a fost încredințat. Noi niciodată n-am pus sub semnul întrebării rezultatele, dacă ele au fost adevărat obținute în mod normal, legal. Dar PD-ul de ce nu m-au urmat experiența dumneavoastră și să-i valideze mandatul? După și votul este numai pentru mine aici și PD-ul nu poate să-l invitați pe aici de la PD, cine doriți de acolo, scrie, să o mulțime, să-l așezați în votul și să-l întrebați. S-au certat cu toată lumea, cu toată Europa, cu toți n-au validat. Păi sau principiile lor, fiecare în locul lui. N-au vrut și tot. Clar. Legea e lege, dar interesele sunt interese. Ia că ce a fost aici. Mai mult, nu pot să comentez nimic. Domnul președinte, rămânem un pic la băieții ăștia de pe dreapta, dar 9 ani de președinție, chiar dacă au fost 8, dar la 9-lea tot erați șef al statului pe 27 august.
În toți 9 ani ați depus flori de ziua independenței la Monumentul Ștefan cel Mare. Da. Bun, au trecut mulți ușori ani de atunci. Dumneavoastră vreodată ați fost împiedicat de către grupuri de protestatari să depuneți flori? Nu ne amintesc. Haideți altfel. Cine a întrecut măsura? Autoritățile de la Chișinău, acum pe 27 august? Sau opoziția care a blocat Monumentul Ștefan cel Mare ca să nu le permită domnului Candu, domnului Filip și domnului Dodon să depună flori? Opoziția. Opoziția? Da. Ați început de la mine. Eu am fost acești, fiind președinte, am depus flori. Președinte, nu vii așa de școală dimineața și ai venit în fotoliu de președinte. Primul rând trebuie să fie ales în ordinea stabilită de Constituție. În al doilea rând, să petrece măsura de inaugurare în acest post. Și în timpul inaugurării și face președintele. Pune mâna dreaptă pe Constituția țării. Asta nu e pur și simplu, știți, o procedură așa, știți, ușoară. Este o procedură, mă rog, psihologică pentru persoana. Eu cred așa, eu vorbesc despre mine acum, foarte puternic. În momentul acela eu... Textul jurământului e din două propoziții. Eu îl știam pe de rost ca o cenașă. Dar când am pus mâna pe Constituție și când am vrut să vorbesc, eram și cu ochelari. Dar mi s-a făcut ceas în ochi și nu vedem nimic în fața mea. Nici o literă, nici sală, nici nimic. Clichem așa din ochi și nu apărea nimic textul Constituției. Pentru că asta e o responsabilitate extraordinară. Poți să imaginezi ce înseamnă aceasta. Tu ți-ai responsabilitate cât toată țara. Deci dacă Constituția respectivă și ziua independenței, când a fost declarată și tu ești obligat să trezi Constituția, indiferent de coloratura politică a partidului sau a susținătorilor sau a celor cu care tu ai venit, tu ești obligat să respecti Constituția, în primul rând, și legile țării. Tu nu ai alte scheme să îmbli încolo, încoace, cum acum îmbli ăștia. Le place, așa, validează, nu le place, nu validează, le place, fac așa, le place, nu fac așa. Parcă e și ei acasă la mine, la cum trei sau undeva și eu fac și ei și vreau. Da. Dar opoziția și ei sunt cetățenii țării, a Republicii Moldova. Ei puteți stă într-un rând cu toată guvernarea care acum e legitimă, e constituțională, nu e constituțională, că noi, să nu fie pentru telespectatori așa neobișnuit ceva, dar eu vreau să spun că toți președinții care au fost aleși după ce eu ne-am depus mandată, toți sunt neconstituționali. Toți. Eu nu mai vorbesc de ăștia, pățanii ăștia, Ghempu, Lupu. Timofte a fost ales neconstituțional, a treia oară, noapte, pentru nere, cu voturi furate, cu voturi cumpărate. Nu ați prins cu opoziția, trebuie să dea la o parte? Aici au fost ales cu modificarea Constituției de 5 oameni, dar nu de 5 membri a Curții Constituționale, dar nu de conform Constituției de cât Parlament sau de modificat Constituția sau de prin referendum. Da. Dar trebuie să meargă toți împreună. De ce se blochează într-așa zi acest lucru? Aici dăm acest oameni care fac așa lucruri vor să provoace ceva, vor să au interes ceva altele decât ceea ce scad. Și nu au timp când să protestez. Dați-vă într-o parte pe 5 minute că nu durează mult procedura și protestați să faceți altceva. Am înțeles ideea dumneavoastră, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, totuși se pare că unele lucruri se mișcă. Iată, premierul Filip, șeful său de partid, Vladimir Plahotniuc, a anunțat remanieri guvernamentale, doi miniștri zboară, de la agricultură și la sănătate, și vin alții noi. Poate ne explicați dumneavoastră, de ce miniștrii de obicei sunt schimbați? Dumneavoastră ați schimbat mulți miniștri. Cei doi care au fost schimbați acum decât Plahotniuc nu au fost criticați. Doar s-a spus că, iată, societatea, cetățenii vor să fie și mai bine decât este. De ce, de obicei, se schimbă un ministru, în primul rând?
Nu, se schimbă nu numai ministru, dar schimbă orice conducător atunci când el nu face, unu, nu face față, uh-huh, sau trebuie de înaintat la alt post mai mare. Sau, doi se duc acolo unde unde sau el, binevol, această persoană, poate fi și așa variant, pe unii, gata, băieți, eu mi-am făcut datoria, dați-mi drumul, mă duș, mă dau într-o parte sau mă odihnesc, sau pensii, sau altceva, sănătate. Da, așa e, de fapt. Cuvântul că noi, tipul guvernării, a schimbat mulți miniștri, nu prea coincide cu ceea ce se întâmplă în ultimii 2 ani de zile. Record de a schimba miniștri între cei 2 ani de zile, când e guvernul așa numit Filip, 18 miniștri. Noi așa ceva n-am făcut niciodată. Drept că eu am făcut remaniere, am făcut restructurare guvernului. Da. Erau vreo 16, acum sunt 9, cât să zic. Da. Cu remanierile acestea, cu acești doi miniștri, ei au întârziat. Atunci când Uniunea Europeană le-a ridicat lor, cum se numește semnul ăsta la șoferi? Vies za prișion, Krasnaya. Шлагбаум ăsta le-a pus în față, ei au trebuit atunci tot guvernul să-l trimat în să-l înlături de la conducere. Tot. În frunte. Filip, cu toți. Nu, ei au înghițit nodul acesta și au stat în poză, când, ca întotdeauna, să arăte că noi suntem și ne suntem. Da? Și acum am început remaniere. În primul rând, când aceste remanieri se fac câteva luni înainte de alegeri, e clar lucru că acest este scop electoral. Că nu noi toți suntem de vină, de ca ăștia, ei îți vinoveți și în societate, oamenii știe chiar că pe dânsi eu pedepsit pe ăștia, i-am autorat, dar ăștia noi au venit și să așteptăm că ei să ne dă nouă mană nebesnă. Și vedeți că aceste două ministere, de fapt, sunt cele mai importante și cele mai, cu pondere cei mai mari în societate. Ministerul Agriculturii, și mai vorbim noi, și se face în țară, pământul nostru, cu toată agricultura noastră, cândva Moldova, Țvitușii, Sat, Sovietskou Soyuz. Așa? Ministerul Sănătății și Protecție Sociale. Între altele, noi tot am făcut așa, hibridul ăsta. Am unit acest două ministerii, dar ne-am dat seama și peste 3 luni zile le-am despărțit, pentru că funcțiile lor sunt cu totul diferite. Parcă ceva înseamnă, dar dacă ai în vedere că Ministerul Protecției Sociale nu trebuie să ocupe, ei toți gândesc că este minister pentru veterani. Nici o pădomnă. Este minister pentru toți oamenii cei care trăiesc în Moldova, așa, protecție sociale. Toți au nevoie de protecție sociale, nu numai oamenii etate, așa, pensionari, da, poate mai mult. Atenție, ajutor și protecție. Da, și vedeți, aceste două ministere, cele mai importante, au schimbat ministrii. O să contribuie aceasta la îmbunătățirea situației pentru și rezultatele, nu numai situații la viitoare legi parlamentare pentru democrați. Nu pot să spun că da și nu pot să spun că nu. Dar mașinăria aceasta este foarte complicată. Agricultura asta e цех, производственный цех под открытым небом. А еще депенде молча де плая, что де ла... Пе Николай Чубук, а вы знаете, скорее вини ла Министерство Агрикультуры? Я знаю фамилия Чубук, регретату ностру Иван Чубук. Ам лукует, ел лукует ку мулца ан антра чешка, асту не лукует си окума. Да, деспе чест Чубук не шла фаце, не шла конкрет, deci nu l-am văzut, nici nu-l cunosc. Dar pe Silvia Radu cunoașteți? I-ai propus-o la sănătate. Silvia Radu cunoaștem de la Ion Finoza și de la primărie. Câteva luni au fost dumneavoastră acolo. Mulți au sărit în cap că Silvia Radu n-are ce căuta la sănătate și la protecție socială, pentru că n-are nicio treabă în general cu sănătatea și protecția socială. Iată, dumneavoastră, trebuie să dăm cezarul ceea. Cezarul pricepeți în management. Ia-i pentru noi sau în societatea noastră, e nevoie ca omul care vine într-o instituție să fie din domeniu sau trebuie pur și simplu să aibă mână de fier? Fără mână de fier nici la o funcție nu îți merge și nu merge treaba.
De acord. Caracter. Eu aș spune, nu poate așa mână de fier, că să nu înțeleagă oamenii greșit. Caracter, voință și capacități. Uh-huh. Capacități, în ceva mai larg cuvântul acesta, ceea ce înseamnă în primul rând și profesionalism. Dar uitați-vă care e problema aici. Eu am fost pus într-așa situație când am început a selecta candidatura pentru Ministrul Sănătății, când am venit noi la guvernare. Medicina, medicii, în primul rând, medicii care se prezintă medicina în țara noastră și nu numai în țara noastră, pe tot locul, asta este o castă. Și casta aceasta nu predă-i drumul la străini. Nu-i preaccept, nu-i primesc. Și atunci l-am invitat pe rectorul Universității de Stat, domnul Ioana Babie, și l-am rugat. Și-i mulțumesc și acum dumnealui că a acceptat. Eu i-am explicat toate chestiile astea și am discutat și l-am rugat. Domnul rector, eu vă rog foarte mult, pe atâta timp cât dumneavoastră îți dori, dar nu mai mergeți, ministru, acum este necesar de organizat, de consolidat acest minister, de organizat, de pus așa cum trebuie activitatea acestui minister. Și am înțeles că dumneavoastră merge ministru și dacă el vine într-o bună zi și spune că gata, eu vreau să plec, nicio problemă, n-am spune-o în fața dumneavoastră. Și așa ne-am ținut de cuvânt și unul și altul, și el a activat mai mult de 2 ani de zile și pe urmă a spus că eu revin înapoi la universitate. Așa s-a hotărât atunci întrebare. Larisa Catrinici tot a fost din sistemul, da, e colegiul de medicină din Bender, cândva a absolvit și universitatea, da, tot așa. În sistemul ăsta de medicină e complicat. În sistemul protecției sociale e mai altceva acolo, cât mai multe ramuri, mai multe direcții și nu spre observă, dar medicină e complicat să vină un om care nu cunoaște nimic în medicină. Deci a riscat Vladimir Plahotniuc prin faptul că a desemnat o Silveradu? În general, când înaintezi pe cineva, duci personal responsabilitate și asta este un risc. Și pentru persoana care este propusă în funcție și pentru acel care o propune pe această persoană. Uh-huh. Totdeauna este risc. Da. Președintele Igor Dodon a zis că nu semnează decretele de numire a acestor doi noi miniștri. Curajos pas? Nu mai este. Moldonește sau cum? Se numește Văpindreoș. Lui acum mai trebuie să găsească ceva nodurile de astea, Sanini, să vorbească despre el, despre capacități, despre caracter, cum ai spus, mata, voință de fier. Da. Care voință de fier dacă mecanismul de a rezolva situația este foarte simplu? Am înlătură pe 5 minute și iar ori Candu, ori acum, de data aceasta, cine? Da, după lege, primul exact care trebuie să exercite funcții de președinte, dacă se întâmplă ceva cu președinte, este președintele Parlamentului. Pe urmă, dacă președintele Parlamentului tot nu este în stare să facă acest lucru, atunci prim-ministru. Da? Candu s-a mai scris într-o dăvaie cnișcă în 5 minute că a fost președinte Republicii și i-a confirmat pe aceste două persoane în funcție de ministri. Bun, dar argumentele lui Igor Dodon le-ați citit, le-ați auzit? Că nu din... El n-a spus clar vorba de Silveradu, dar cel mai probabil pe ea o avea în vedere, că nu din domeniu și nu are ce căuta acolo. Eu nu pot să judec pentru altcineva. Nu pot să judec pentru altcineva, dar totuși ceva aproape de profesia care o conduci, trebuie să cunoști ceva. Nu poți fi tu chiar așa profan, nepregătit să vii la un post sau altul. Pur și simplu, da, manager, calitățile acestea de management și de manager, ele sunt foarte necesare în orice instituție, în orice funcție, dar totuși trebuie să fii bazat pe profesionalism, pentru că nu poți tu altfel să conduci cu... Evident, înseamnă că nu chiar din cer Dodon a refuzat să semneze decretele. Ai și el niște argumente. Nu, dar eu am povestit cum eu am soluționat problema când era pus în capul mesei cine să fie ministrul sănătății când noi eram la guvernare. Trebuie să fie o persoană care cunoaște problemele, dar nu să înceapă a învăța de la zero. Că vorbiți despre Igor Dodon, președinte președinției. Domn președinte, așa se face politica de fapt în lume sau cel puțin în țările de genul țării noastre?
Deci noi mergem la Erdogan, îl rugăm să ne construiască președinția, să ne repare și noi în schimb îi dăm 7 presupuși teroriști care în opinia lui Erdogan sunt teroriști, care de fapt sunt niște bieți profesori de la o școală? Nu, se primește cam așa, dar eu aș fi dorit ca așa să fie coincidență, dar nu chiar așa să fie. Că am schimbat oameni vii, am dat oameni vii la pușcărie, i-am băgat, nu știu ce, la pedeapsă, ori cu moarte, ori pe toată viața, pentru toată viața, pentru a repara o clădire sau altă. Eu am povestit, îmi pare că și la televiziune, când pe 7 aprilie 2009 a fost această încercare de lovituri de stat, când ardea președinția și parlamentul, s-a apropiat un jurnalist din CBN, nu știu de unde, din țările acestea, pentru că se vorbea că aceasta toată e stihine. De unde sunt jurnaliștii din Marea Britanie, dacă e stihine? Nu știu el, pe 7 aprilie a să fie în Chișinău pojar. Da, e bun, asta îl trebuie. Da, și mă întreabă, dar de ce nu luați măsuri? De ce nu dați ordin poliției să folosească armă, să întrerupă acest dezastru? Eu spun, da, bă, știi ce? Noi vom construi altă clădire, vom repara, poate și mai bine decât este actualmente, dar viața omului nu întorce înapoi niciodată. Aici, nu, dacă s-au făcut chestia, este numele acestei considerente că să vină Erdogan în Moldova și turcii să ne finanțeze nouă reparație clădirii președinției, aceasta e idiotism. Și dacă așa este pe adevărat, atunci Dodon trebuie imediat să-și dea demisia de sine stătător dacă a făcut acest lucru. Și asta e și păcat și e și crimă într-același rând. Nu se procedează, nu se procedează niciodată în așa fel. Mai mult atât, la concret, eu pe directorul liceului și pe locțuitorul lui, i-am cunoscut foarte mult, încă până la președinție. Și în timpul președinției, eu mă întâlneam cu ei aproape că regulat. Am vizitat și această instituție la Dorlești. Uh-huh. Da? De 2 ori pe an cel puțin noi ne întâlneam. Oameni cum scade, oameni educați, oameni pregătiți. 2. În acești ani de președinție s-au schimbat 3 directori a Serviciului Informației și Securitate. În timpul când eu eram președinte. 3. Niciodată ei scrieau anual rapoarte despre situația securității naționale în țară. Rapoarte scrieau. Nici într-un raport, niciodată, n-a fost nicio indicație că iaca cineva, persoane din liceu acesta sau în genere, de origine turc, duc un lucru destructiv împotriva Republicii Moldova sau se ocupă cu niște chestii care ne meresc sub noțiune de terorism internațional. Niciodată eu n-am primit așa rapoarte și n-am citit. Aceste 3 persoane toți sunt viață și poți confirme dacă se întrebe cineva pe cineva. Deci exprompt acesta și chestia aceasta, mai multe de vedeți chiar coincide. Că Erdogan spune de la început, președintele acesta care l-ați ales voi, neconstituțional, că o să vină în august la ziua independenței. Dar nu a venit. Se vede că a condiționat cu aceea, până și nu ar fi persoanele acestea luate așa, bineașteptate, cu deasălă, fără de niciun fel de nimic, nici dosare, nici nimic, nici procese, nici nimic, în orice caz nu-ți cunoaște nimic, da, și te trimis în Turcia, el nu o să vină. Și acum pregătește să viziteze Moldova. Domnul președinte, SIS-ul subordonează guvernului, nu lui Dodon. Dar nu contează cum subordonează. Este o structură statală. Subordonat până la o săptămână de a deveni Dodon președinte, subordonat președintelui. Dar pe urmă l-a schimbat că nu știu ce ar să facă. Mâna PD-ului nu vedeți în toate acțiunile astea, dacă e adevărat? Eu nu știu a cui mână este, dar în primul rând trebuie să explice cei care i-au luat pe aceste persoane și forțat i-au urcat în avion
și eu trimis din țară. Trebuie să explice a cui ordinul eu executat și mai departe. Nu, așa, tot se uită, tot se uită, tot se uită. Și oamenii rămân fără niciun fel de protecție. Și oamenii străini, cine, ce fel de investitori să vină la noi în Moldova cu investiții? Și cine garantează lui că n-a să le iei tot așa, într-o zi, și a să-l pui ori aici în pușcărie, ori a să-l duc undeva, dacă el n-a să facă și ori dicta cei care sunt sau o să fie la guvernare. Nimeni nu garantează. Deci e privet cu investițiile, privet cu alte chestii. Deci trebuie să răspândeți. Dar vedeți și rezonanță internațională a avut toate afacerea aceasta dubioasă. Și Organizația Națiunilor Unite imediat a reacționat și asta CEDO. CEDO, noi 10 ani de zile cu NIT-ul ne batem cu la ușa lui CEDO să reacționeze și procesul și de-abia acum s-a pornit câteva luni în urmă cu procesul cu NIT-ul la CEDO. Dar acum au reacționat imediat. Și nu numai ei, dar Uniunea Europeană a reacționat, toți. Domn președinte, toți din opoziție îl acuză de cazul Orizont pe Igor Dodon și pe Vladimir Plahotniuc. Pentru că, zic ei cei din opoziție, Dodon are nevoie de președinție, dar nu și Vladimir Plahotniuc are nevoie de președinție asta. Problema, nu, aceștia poate au nevoie de arena aceasta sportivă. Care, în mod abuziv, s-a luat terenul stadionului 5 hectare și s-a făcut cadou un fel de, într-un fel ca o mită pentru ambasada Statelor Unite a Americii. Cine știe pe dânsă și plămădesc ei în creierii lor acolo? Dar apropo că ați pomenit de foștii șefi de la SIS, dumneavoastră aveți remușcări cumva în cazul lui Valeriu Passat? În ce sens? Nu, pentru că el va acuza că totul a fost la ordinul dumneavoastră în timp ce era să președinte de țară, luat el pe sus, arestat și așa mai departe. Ce înseamnă luat pe sus, arestat? A fost proces, a fost anchetă, a fost proces, câte ori a fost proces, mai multe ori. Eu n-am avut nicio influență niciodată, ea că stau în fața camerei care transmit pe toată țara emisiunea noastră și măcar un judecător mâine să facă declarație, că eu l-am contactat vreodată la telefon. Pe orice problemă, categoric. Nu e ori procuror, ori judecător. Ei toți trebuie să conducă de lege și dacă ei sunt semnați prin decret prezidențial între aceste funcții și eu pe urmă pe să-l contactez și dau indicații ce înseamnă între aceasta, cum. Eu mă pun cu el pe o cântare cu această persoană. Responsabilitatea care el trebuie să o asume când încalcă legea, trebuie să împărtășesc și eu cu dânsul, să împărțesc sau să împărtășesc și eu cu el, cu această persoană, cu acești judecători. Nu, Doamne ferește. Acum la noi justiția lucrează de la indicație, acum la noi justiția avocații au contact cu judecătorii și la concret le spun cât costă un an de pușcărie ca să-i reducă. Dar tot acum se face. Eu vorbesc fără probe concrete, vorbesc de ce și să discută și ce îmi spun și advocații și juriștii și oamenii care au străduit, dar fără anume familie. Dar așa fenomen, așa lucruri există. N-a mai fost niciun fel de chestii de zi. Vedeți că el acum e academician, acest personaj care mi-a s-a nominalizat. Bine, domn președinte, noi mai trebuie să luăm câteva clipi de publicitate, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Domn președinte, noi suntem în a treia parte care e destul de succintă și poate cumva am încercat să ne încadrăm în timp, pentru că mai sunt câteva subiecte importante. Te voi reclama e tare mare comparativ cu alte televiziuni. Dar noi stăm aici mai mult la reclamă decât la emisiuni. Jumătate de timp emisiuni, dar de jumătate trebuie să-l prelungim emisiunea, ca atât timp cât merge reclamă. Dar eu am regie care nu are împune timp. Nu, dar eu așa am cu reclamă de mea și eu așa am venit, vă fac vouă reclamă, vă fac bani. Regia. Inventați ceva acolo ca să prelungim emisiunea. Domn președinte, cel mai mare partid din țară, de guvernământ, PD-ul, a anunțat că deja va fi un partid pro-Moldova. Puteți să-i traduceți în limba română ce a vrut să spună Vladimir Plahotniuc atunci? Eu nu. Puteți să-i traduceți în limba de stat ce a vrut să spună Vladimir Plahotniuc atunci? Nu posed limba română, eu vorbesc limba moldovenească.
Și așa trebuie să vorbească, să numească toată lumea, așa, toată țara, pentru că articolul 13 și a Constituției despre aceasta vorbește, dar nu numai articolul 13, dar și istoria țării noastre, Moldovei, a Moldovei, să vorbesc despre aceea că limba o dată. Și Ion Pantelimonici, Pantelimonici, Druță, acum chiar la 90 de ani, care a sărbătorit să fie sănătos mulți ani înainte, maestra, cândva a spus că limba moldovenească este bunica limbii române. Și acesta este adevărul. Și istoric, și cum doriți. Dar dacă conjunctură politică și ei se vând pe orice numai că le place să fie români, eu le-am spus și în Parlament, deschis. Le-am spus către tot Parlamentul. Aveți acum, nu trebuie regim de viză, nu trebuie nimic, aveți pașapoarte românești, aproape toți aceștia care se numesc români. Treceți în România, cu știu că stați voi și așa, încurcați lume. Dar asta nu mă voie să ne dezvoltăm țara noastră, Moldova, moldovenească, moldovenii. Da. Pro-Moldova lui Vladimir Plahotniuc. Ce s-a schimbat ieșa? Ce s-a schimbat? Ce ați înțeles dumneavoastră? Ei, cât s-au zis voi înainte de alegeri, voia asta nu s-a bătat personal. Asta trebuie să fie depres de mult. Dar telespectatorii, cetățenii republici, câte promisiuni, nu numai de la ei care s-au asumat prin mod abuziv, cumpărând deputați în Parlament, da, guvernarea în stat, dar și ceilalți, câte promisiuni, câte nădejde să... În sufletul dumneavoastră, stimați telespectatori, o să fie vorbit între aceste luni de zile până la alegeri. Ui, poate de tășolot așa un termen până la 24 februarie, vă poate asta, cum se numește acesta, influența de toate punctele de vedere. Cum o chema pe acela? Kașpirovski, care îmblaș sfințe apă și face el. Da, așa că acestea tot este moment. Noi trebuie să fim pro-Moldova întotdeauna, dar să colaborăm și cu estul și cu vestul. Și aici am reușit noi să facem fiind la guvernare. Ei toți se miră, dar cum ai comuniștii, au găsit timpul comun. Ia scriu aceștia, au ei un prăpădit acolo la socialiști în Parlament și scrie că Voronin, unicul președinte care a avut vizită oficială în Statele Unite Americi la invitația președintelui George Bush. Da. Da, corect. Eu mă mândresc cu aceasta. Mai mult atât. De ce mă mândresc eu? Nu de ce că eu m-am dus în America. Eu n-am și căutat în America și nu-mi trebuie peste ocean. Nici complicat să zbor peste ocean. Dar de ce e că pe mine, ca pe comunist, m-au recunoscut. Că noi facem lucruri bune, normale în țară. Invitându-vă în această America. Da? Eu nu știu cum. Eu am auzit, am citit explicațiile lui drogul ăsta nostru, Deacu, că el vrut să explice chestia asta. Tot timpul noi trebuie să fim pro-Moldova. Toți, cine n-ar fi în și postură și în și fătoli, deputați, miniștri, toți cetățenii țării noastre, trebuie să plătăm pentru țara noastră, pentru Moldova. Deci o acțiune electorală și atât. Dar să fie o sumidenie, să toate chestiile astea acum cu 1200 de kilometri de drumuri. Și eu mai pronunțat aventuri de acestea. Acestea sunt toate aventuri și promisiuni electorale. Și oamenii este că știți cum... Nu se repară niște drumuri. Ne uităm la unele știri, se repară niște drumuri. Se repară drumurile și ele care au fost deja mulți ani zile asfaltate și acum alea că sunt deteriorate, dar drumuri noi nu se fac. Ia ca drum chiar și pe vechi. Nu, dacă noi suntem oameni serioși, oameni concreți, nu putem să ne îmbolnăvim și să vedem că e negru, spunem că e alb, vedem că e alb, spunem că e negru. Uite, drumul, șoseaua Chișinău-Ungheni. 115-120 km, că eu știu, cunosc până acum fiecare cotitură, că eu 5 ani de zile activând în Ungheni, Chișinău-Ungheni, cunosc. 6 ani de zile se repară. 6 ani de zile, 115 km se repară. Și până acum încă, de acum iar a fost amânat termenul de dată exploatarea acestui drum. Până acum nu se face. Dar noi vrem minuni să facem. Într-un an de zile, 1200 km. Ați văzut că un canal de televiziune, nu știu care, să nu-i fac reclamă, au fotografiat că de aici e mai gros decât stratul de asfalt care el așa a șterg pe aceste drumuri.
ce ar fi? Spălare de bani. Că Filip a anunțat că s-a luat că deja am jucat, este gata, el așa a spus, gata, pregătiți, parcă banii ăștia poate să-i pui într-o iașic, într-o comod și să aștept într-o canapea și ei se așteaptă acolo 1.600.000.000 și noi să facem. Ia, v-a făcut acolo, informează cât 400 ceva de kilometri, dar au spus că bani nu sunt, nu se ajung pentru drumuri. Și așa, promisiunile electorale o să fie o sumedenie. Oameni, fiți atenți la aceste toate promisiuni. Noi știm aceste lucruri, când, cât îți iei de bun toți când vine campania electorală. Dar luați dumneavoastră și analizați și o promisie la campania trecută și s-a făcut în acești ani de zile. Și atunci ați vedea. Dar declarația lui Adrian Candu, președinte al Parlamentului, făcută în America, precum că 90% din activele furate au fost identificate și acum începe procesul de recuperare. Dar dacă vă aduceți aminte de declarația lui Filip, că toți acei care au furat miliardul sunt oameni cinstiți și onești. Ha? Păi că acești oameni cinstiți și onești, cred că li s-au trezit cinstea, sovestea și ei acum au spus că ea că noi, da, ne iertase, noi am furat miliardul și dacă și Candu cu aceste dezvăluiri s-au dus în America, spui. Așa e și poveste, dar nu pentru noi, dar pentru americani. Păi, chiar așa, toți noi trebuie să ocotem că cineva vis-a-vis care stă cu noi, el e prost de tot, nu înțelege ce și vorbim noi, despre ce vorbim noi. Nu știu ce fac aceste lucruri, tot așa. Nu, cu America, cu America e clar lucru. Așa, cu Europa au stricat toate farfurile, au bătut tot și s-au bătut, vedeți că la dânsul din gură cuvântul Uniunea Europeană e mai s-a lipit mai mult de gingine lor, de dințe lor, decât jvacica, rețincă aceasta. Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, Uniunea Europeană, că au introdus și pastorul de viceprim-ministru pe dimensiunea aceasta a integrării europene, care se numește Iuri Leanș, care fiind prim-ministru, a semnat de a lua din rezerva de stat a Republicii Moldova, de a sustrage 9 miliarde de lei care au fost furate, care se intră, fac parte componentă acestui miliard furat. Înțelegi? Și cădând ca el stacă din gură și să nu vorbească cumva să deschide gură, l-a pus viceprim-ministru și nimeni nu știe cum se ocupe el și face. Nici nu se aude, nici nu se vede. Ne vedem că. Ia că așa sunt declarațiile lor pe toate domeniile. Domnul președinte, dumneavoastră în 8 ani de mandat prezidențial ați cutrăierat țara asta cum n-a cutrăierat-o nimeni. Spuneți-ne, vă rog frumos, coloana dumneavoastră prezidențială, în câte accidente rutiere a fost implicată? Ne feri Dumnezeu, Doamne ferește, nici într-unul, nici aproape, nici aproape, nici asemănare, dar ceva cu accidente rutiere n-a fost la noi, cu nimeni, nici cu automobilul președintelui, nici cu automobilul din soțire, niciodată, categoric. Da, ați văzut accidentul în care a fost implicat șeful statului, da, Igor Dodon? Da. Unii spun că ar fi fost vorba de un, nu exclud că ar fi fost vorba de un atac, de o tentativă. Ei, bine, cum spun oldovene, n-a hrâncă mă nujăm, încă și atac să-i faci asupra. Domn președinte. Nu, dar eu literar am vorbit. Așa e că așa se exprimă. Așa e exprimarea cuvântului. Cu el trebuie să... Eu sunt grup, știi, și trebuie să facă acolo fiecare zi, dacă să mai facă cineva atac. Asta iarăși o publicitate înainte de alegere, ca așa mai departe. L-am ascultat eu adepții lui care spune eu că între și aș zic că este. Eu știu că a să iasă vinovat șoferul acestui automobil care de la Floreni. Dar aceasta nu a să fie cinstită. Nu e corect. Vinovat e primul automobil care merge în cortej. Eu am avut cu băieții care erau pe automobile și în cortej, am avut timpul președinției, am avut discuții și foarte serioase, i-am preîntâmpinat. Chiar îmi pare că pe cineva și chiar i-am înlocuit. Da. Uite ce fac ei. 3 automobile. Și primul, el nu merge pe dreapta cum trebuie să meargă, dar trece linia și o iei pe stângă ca să-i fugărească pe ei care vin în coace, să-i dă într-o parte lângă chiuvet, în colus. Și dacă ați observat, în acel moment era ploaie, era șoseaua udă. Da. Și
Și înaintea lui, în automobilul lui ăsta, de la, care dușea carne de pasăre de la Floreni, încă era un minibus. Și aici se vede că ei cu automobilul ăsta care merge primul, curăță drumul, l-a dat prea, i-a dat prea într-o parte și ei mai că se răstoarne, pe acela că se vede că Riescu a luat rulul volanul ăsta într-o parte și mașina s-a lunicat și s-a întors. Eu cu... Pe 24 august, când e ziua eliberării publicii noastre sub jugul fascist și ocupanților români, așa noi îl numim și așa și-a fost, și MRI aici au fost ocupanții români, când a fost război, mă apropiem de memorialul de la Șerpeni. Dar chiar eram în sat. Și cortejuța lui Dodon, marelui președinte, vine întâmpinare, că ei știu că noi începem măsura noastră la ora 11 și s-au străduit socialiști să termine până la 11. Da, că știu că noi venim la 11. Și mașina aceasta primă merge drept înspre noi, pe partea noastră, nu pe partea lor, pe dreapta. Dar au ieșit pe partea noastră. Eu spun șoferul, zic, vite, dacă tu te dai cu un centimetru într-o parte, eu te eliberez. Mergi pe partea ta așa cum trebuie să mergi. Și ei, la un moment dat, ori au văzut numărul automobilor, au văzut că noi n-o să cedem, și au dat brusc într-o parte a automobilor. Așa naglă îi se poartă întotdeauna băieții ăștia și merg cu automobilele. Ia că cine s-a întâlnit din șoferi care mă ascultă pe mine, și nu numai șoferi, dar pasageri, ei când s-a întâlnit cu așa numită cortej a acestui președinte a vostru neconstituțional, ei văd acest lucru. Și nu numai cortejul președintelui, dar toate trei. Și a prim-ministru, și a Lucandu, tot așa merg toți. Că ei trebuie pe ăștia să-i dea tot într-o parte din drum, în cuvete, pentru că nu-i bate capul unii zduc băieții ăștia din partea dreaptă. Ei trebuie să margă, să lărgească drum. Cu ce ocazie? Și mai este încă un moment. Șoferul mașinii acestea unde stă persoana protejată, el aproape că doarme pe volan. El, reacția lui e redusă definitiv pentru că el are nădejde din acea mașină primă. Și încă una. Ele merg una în alta. Distanța între ele e foarte mic. Câțiva metri, înțelegi? Și ei nici nu au timp când, dacă ceva se întâmplă, să frâneze, să oprească. Și asta tot putea să fie un obstacol când mașina aceea s-a dus, s-a răsturnat într-o parte. Nu, trebuie cu atentat, dați să fim serioși. Care atentat? Dar și așa se fac atentatele, sau ce? Domnul președinte, noi am încheiat-o, eu mai am trei întrebări. Regia, trei întrebări. Dacă puteți... Și regia asta, mă, tale, și nu te ascultă. Am moștenit la Marina cu regia după emisiune. Domnul președinte. În calitate de reclamă, voi băieți. Liberalii își schimbă conducerea. În 1 decembrie, Dorin Chirtoacă devine președinte. Să ajungem, că e așa... Știți cum fac magazinele când vor să vândă marfă mai repede, asta de sezon? Scriu reducere și toate ușile la magazin. Așa. Sau să scrie că se închide magazinul și se vinde tot, știi, așa, cu curta. Ca oamenii îți dăi vreo să scumpere. Așa este, fac reclamă ca să vorbească despre liberare. Să vorbească lumea despre liberare. Asta își face... accidente vorbește, că atentat, aceia își fac, în America spun că am 90% de bani au găsit, nu m-au rămas să-i întoarcă înapoi, și nu știe cine să-i întoarcă și când să-i întoarcă. Fac reclame ca să construiască, ca să facă, ca să hărnească toată lumea. Acela vinde marfă cu preț mai redus, toți pregătesc de... Întrebarea mea era alta, de fapt. Da. La PCRM, schimbarea conducerii nu se preconizează în viitorul apropiat. Cine schimbă conducerea înainte de așa procese, așa de evenimente, așa de importanță strategică cum sunt alegerile parlamentare? Mm-hmm. Acum e clar. Domnul președinte, Dimitrii Cozac, cazac cunoscut, Văzvrășaița. Ați văzut știrea, da? Că a fost desemnat de către Putin, reprezentantul lui pentru dezvoltarea relației comerciale cu noi. Dumneavoastră ați fost aplaudat atunci în picioare de americani, europeni, chiar și din țară mare, foarte mulți, pentru că ați respins planul ăsta. Știm că odată ați declarat că
Dacă nu greșesc, haideți mai bine să vă întreb încă o dată. Dumneavoastră regretați pasul ăla de atunci? Chiar dacă nu are niciun sens să regretați. Nu, dacă chiar s-ar fi repetat astăzi această situație, aș proceda de același fel cum a procedat 9 ani zile în urmă, sau când asta? Oh, nu 9 ani. Asta a fost 4. Sau în 2003. 15 ani în urmă. Nu. Federalizarea care vorbește această Dodon despre ea, e un pericol foarte mare pentru Moldova. El vorbește deja mai atent. Ultima dată aici la emisiune vorbește mai foarte atent. El nici nu înțelege despre ce vorbește. Multe lucruri le vorbește, dar nici nu le conștientizează. Federalizarea e un lucru foarte periculos pentru Moldova. Dar știți de ce? Nu de ce că noi suntem mici. Asta, Elveția e mai mică și e federalizată. Patru diferite. De ce e că pericolul constant așa e că imediat a doua zi, după această federalizare, Transnistria poate să-și declară independența ca stat independent și nimeni nu poate să o oprească. Că și toată buba. Dacă noi, aici care sunt naționalici acum în Moldova, nu o să înțeleagă lucrul ăsta, înseamnă că ei conștient vor să distrugă țara ca țară independentă și suverană. De ce Putin îl bagă pe coza chiar și la noi? Dar nu îl bagă. Și atunci, măta, nu te pronunțat corect acum, că iar revine. Dar nu revine în nicăieri. El atunci era puternicit să fie un fel de intermediar în momentul pregătirii acestui acord. Da, și mai mult nimic. El alte puternicire atunci n-a avut. Acum vine cu puterniciri speciale privitor la reglementarea problemei transnistrene. Eu nu văd nimic așa deosebit. Dorească el să întâlnească cu mine, eu cu plăcerea să mă întâlnesc. Eu nu cred că dorească. E doar unul nu uită niciodată. Cum ești trimis acasă la plimbare, nu? Nu, cătoi vă znaet. Domnul președinte, am mai rămas puțin și vine ziua vinului, ca să încheiem pe altă ton. Sărbătoare inițiată de către dumneavoastră, apropo? Sărbătoare națională a vieții de vie și a vinului. Așa. Bem un pahar de vin în Piața Mare, nu națională, pe 6-7 octombrie, o să veniți în piață. Acum aici seara? Nu, no, pe 6, chiar de ziua vinului. Să așteptăm până atunci, da? Da, anul acesta vinul o să fie bun, dar o să fie foarte dulce și foarte tare. Pentru cei care suntem să consume zahăr, o să fie friculos. Dar când în rezultatul procesului de pregătire a vinului, zahărul se dizolvă și se devine în alcool. O să fie un vin foarte bun. Numai decât. Eu, fiecare dată la această zi, unde nu s-ar petrece, eu am vedere în piața centrală sau la Expo, mult de Expo sau unde, eu tot una ies, comunic cu producătorii de vin. Pentru mine aceasta este nu numai un simbol, dar este ceva mai mult pentru suflete și o sărbătoare. Domnul președinte, mulțumim tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în campania electorală care vin. Și ne vedem aici neapărat. Dar până la campania electorală nu ne mai vedem. Păi campania electorală deja a început și ea niciodată nu se încheie în Moldova, mai ales că... Regizorii nu se permite, da? Da. Tot o să fie. Mulțumesc, domnul președinte. Bun, așa e bun, noapte bună. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.